Indemnizație creștere copil, ce înseamnă și cum se calculează. Indemnizație creștere copil 2024. Cât e indemnizația de creștere copil? Calcul indemnizație creștere copil. Indemnizația de creștere a copilului reprezintă suma de bani la care este îndreptățită persoana care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, pe întreaga durata acestuia raportat la modul de calcul al sumei primite cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului. Quantumul brut al acesteia se stabilește în funcție de veniturile supuse impozitului pe venit obținute de persoana îndreptățită timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anterior datei nașterii copilului, respectiv anterior datei în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. Astfel, Indemnizația de creștere copil este 85% din media veniturilor nete realizate de persoana îndreptățită timp de cel puțin 12 luni din ultimii 2 ani, anterior lorii concediului pentru creșterea copilului. Important de menționat în acest caz este faptul că nu este obligatoriu ca cele 12 luni în care s-au realizat venituri să fie consecutive, însă trebuie să fie cumulate în ultimii 2 ani, înainte de data nașterii copilului. De asemenea, raportat la prevederile OUG 111 2010, Quantumul indemnizației nu poate fi mai mic decât 2,5 XSR, indicatorul social de referință, care se stabilește periodic prin lege, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși suma de 8.500 lei. Acest cuantum se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Indemnizația de creștere copil se achită lunar beneficiarului reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, la cererea acestora, într-un cont deschis la unitate bancară. În cât timp se depune dosarul pentru indemnizație creștere copil? Atât concediul pentru creșterea copilului, cât și indemnizația aferent acestuia se acordă pe bază de cerere însoțită de documentele justificative prevăzute de OGNR 111-2010. Cererea împreună cu documentele necesare se depun în termen de 60 de zile lucrătoare, care se calculează de la momente diferite, după cum urmează. Din ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă persoana îndreptățită a beneficiat de acest tip de concediu. De la data nașterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și indemnizației aferente de la data la care s-au aprobat sau, după caz, s-au instituit măsuri de protecție a copilului, precum adopția, tutela, plasamentul sau încredințarea. Unde se depun actele pentru indemnizație creștere copil? Cererea pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului și documentele anexate acesteia se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința. Cererile pentru obținerea indemnizației de creștere copil se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Agenția Teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv, decizie care se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare. Acte necesare indemnizație creștere copil. Astfel cum am menționat în paragrafele anterioare pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului. Este necesar ca persoana îndreptățită să depună la unitatea administrativ teritorială în circumscripția căreia are domiciliul sau reședința o cerere însoțită de următoarele documente, din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul lor, după caz, a livretului de familie certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele. Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile în care copilul se află în plasament ori în plasament în regim de urgență. Actele doveditoare care să îndeplinirea perioadelor prevăzute de art 2 din OUG 111-2010. Dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art 3 din 9 111 2010 pentru care legea NR227-2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central. Dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului orice alte documente care să îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Poți beneficia de indemnizație de creștere copil dacă nu ai lucrat. Raportat la dispozițiile OG 111-2010, pentru a beneficia de concediu pentru creșterea copilului și implicit de indemnizația aferent acestuia, solicitantul trebuie să fi realizat venituri impozabile timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anterior datei nașterii copilului, respectiv datei date în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcut în credințarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. Veniturile la care se face referire includ veniturile salariale, realizate în baza unui contract individual de muncă, însă nu se limitează la acestea. Astfel, legea nu condiționează acordarea indemnizației pentru creșterea copilului de prestarea unui munci în temeiul unui contract individual de muncă. Ceea ce contează este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor legii NR 227-2015 privind codul fiscal, de către persoană îndreptățită pentru perioada impusă de lege. Aceste venituri pot fi Venituri din salarii și asimilate salariilor Venituri din activități independente Venituri din drepturi de proprietate intelectuală Venituri din activități agricole Silvicultură și piscicultura. Mai mult decât atât, indemnizația de creștere copil se acordă și persoanelor care, în perioada de 12 luni prevăzută de lege, s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de art 2 alin. 5. Din nou, G111-2010. Care este ultima lună de plată indemnizație creștere copil? Dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului încetează. Cu alte cuvinte, aceasta nu se mai plătește începând cu ziua următoare celei în care. Copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap. A avut loc decesul copilului. Au trecut trei luni de la data expirării certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus în această perioadă. Astfel, ultima lună de plată indemnizație de creștere a copilului este luna în care intervine una dintre situațiile menționate mai sus.